Destul de tentantă pentru unii, suma de 200 de euro găsită de jandarmii giurgiuveni nu a prezentat pentru aceștia niciun interes. Interesul jandarmilor a fost să dea încă o dată dovadă de bun simț și omenie. Aflat în misiune, un echipaj al jandarmeriei a găsit o geantă de damă în apropierea unei stații de taxi de pe strada Tineretului și a încercat să contacteze proprietarul. Vineri seara eram în misiune în zona Tineretului, în apropierea unei stații de taxi. Pe jos era o geantă de damă, nu era nimeni în zonă, motiv pentru care am deschis geanta pentru a identifica persoana în cauză. În interior am găsit un portofel cu documente personale, suma de 200 de euro și o factură telefonică cu ajutorul căreia am descoperit persoana în cauză. Sunt mulți cei care ar simți că a dat norocul peste ei dacă ar găsi din întâmplare o geantă cu bani pe stradă și primul gând care le-ar veni în minte ar fi să păstreze banii. Dacă noi găsim pe stradă un portofel cu bani, ne uităm să vedem dacă e pe aproape cel care l-a pierdut. Bun. Ca să nu ne vadă cât îl luăm. Dacă nu e, îl luăm și fugim. Nu e bine. Nu este și cazul giurgiuvenilor care spun că ar acționa corect și ar înapoia bunurile păgubitului. Dacă ai găsi pe stradă o geantă cu 200 de euro în ea, ce ai face cu ea? Nu știu, probabil aș lăsa-o acolo unde am găsit-o. N-ai duce-o la poliție? Probabil, nu știu. Aș lua-o la poliție. Aș merge și aș duce-o la poliție. Nu v-ați gândit vreo clipă să păstrați bani? Nu, nicio clipă, nu. Vă referiți la cazul jandarmilor din Giurgiu. Da, este... Arată că mai sunt și altfel de oameni, nu numai... oameni care au principii, care au valori. Dumneavoastră cum ați procedat? La fel. Nu v-ați gândit vreodată să luați banii? Nu, nu. Noi, dacă găsim pe stradă un portofel, un portmoneu, un portvizit cu bani, anunțăm imediat miliția la telefon 22 22 22. Nu este pentru prima dată când jandarmii au șansa să înapoieze proprietarilor bunurile pierdute. Echipajele au mai găsit de-a lungul timpului numeroase portofele cu acte și sume de bani ce au ajuns înapoi în buzunarele păgubașilor, bucuroși de gestul jandarmilor.